Încep derbiurile în seria Sud a Ligii Județene de Fotbal. Primul dintre ele are loc sâmbătă după amiază la Izvoarele, între Unirea, locul 1 în clasament, și Viitorul Vedea, locul 3, formație neînvinsă în acest retur. Gașca nebună antrenată de George Șanțmare a fost singura care a învins în tur Unirea Izvoarele. Mai mult de la meciul cu Malul de la mijlocul lunii noiembrie, Viitorul n-a mai cunoscut gustul înfrângerii. În tur, cei drept cu noroc, cu mult noroc, i-am încurcat, am fost singura echipă care a luat puncte cu Unirea Izvoarele în tur. Credeți că puteți repeta această performanță și sâmbătă? Asta depinde doar de băieți, de forma lor. Noi, restul, antrenorul, noi ne facem datoria, încercăm să-i susținem. Mai mult de atât o să depindă de ei în meci, cum se simt, cum or să abordeze fiecare fază. Și noi sperăm că nu o să-i încurcăm pe ei, noi sperăm că o să ne facem noi jocul așa cum trebuie și să câștigăm pentru noi. De altă parte, Unirea nu-și mai permite niciun pas greșit după sincopele de la Braniștea și Izvorul. Noi sperăm să nu se mai întâmple, să nu mai pierdem absolut niciun joc, pentru că nu ne permitem să mai pierdem un joc, pentru că putem ieși din lupta pentru play-off. Dacă unele formații preferă să se bazeze pe jucători experimentați, nu numai din municipiu, ci și din București sau județele învecinate, Viitorul Vedea are o altă strategie, chiar dacă aceasta poate sacrifica performanța. Dacă pentru unii schimbările din cadrul lotului nostru par că subțiază valoarea echipei, pentru noi înseamnă cu totul și cu totul altceva. Înseamnă că jucăm cu 7 titulari de la noi din comună. La fiecare meci debutează câte un junior. Ăsta, după părerea noastră, e cel mai important lucru. Mai important decât să avem, așa zis, și jucători valoroși în lot și din spate să nu vină absolut nimic. Meciul dintre Unirea Izvoarele și Viitorul Vedea este programat sâmbătă de la ora 17. Alte meciuri interesante din cadrul etapei a 21-a vor avea loc la Mihăilești între Argeșul și Voința Podișor sau Bolintin Vale între FC Bolintin și Zmei Ogrezeni.